Revenim în studio după o pauză muzicală alături de Cărbune și de Ozi. Le mai spunem o dată bună seara. Bună seara tuturor. Salut, Urban Groove. Aici pace. La Urban Groove ne propunem să venim din întuneric către lumină în acest episod. Este titlul primului album, albumului de debut al lui Cărbune. Exact. Și v-am spus în precedenta intervenție că o să aibă 10 piese. Dacă puteți să ne dezvăluiți și nouă ce invitați o să fie, așa, măcar mare, știi? Vrei tu o zi să faci asta? Te rog. Dacă uit pe cineva, trebuie să mă ajuți. Carbon, în primul rând. Salutări, Carbon. Salutări, Carbon. Pace, frate. Tot respectul. Zeze de la Arad, fratele nostru Ditron, Vorbă, ne-a dat un refren super tare. Ok. Stres. Stres. Frățiorul meu Stres. Maker, frate, așa. Fratele meu de suflet, Gianu. Piesa cu Gianu e deja pe YouTube, puteți să o ascultați. Da. Va fi o bucată și cu Faustică. Oh, iauzi. Salutărul Faust. Și mai avem un invitat surpriză. Pe care nu puteți... Pe la nu-l dezvăluim. Nu-l dezvăluim. Octavian Dumitru, cine despreși? Madonna. Bun, deci cred că ni s-a spus mai mult decât speram să auzim. Voi considerați că treaba asta cu mulți invitați practic lungește durata de execuție a albumului sau la voi merge mai repede treaba? Ideea e că noi am pornit de la ideea că nu vom avea invitați pe album. Și îl scoteați într-o lună, vă spun eu. Nu cred că se întâmpla nici în felul ăsta sau poate într-o lună jumate, dar, lucrând la album și arătând piesele prietenilor pentru un feedback prietenesc, frățesc, din branșă, am tot strâns colaborări și atunci am ce zis... Ce au zis oameni? Băie Blană, vreau și eu, nu? Băie Blană, vreau și eu, bă, îmi place, m-a prins, se pot să scriu și eu, bă, vreau și eu pe asta, super ok, fraților, sunteți bineveniți. De asta e mișto hip-hop-ul, vezi, e o comunitate oarecum închisă, știi, că la noi ai nevoie să fii certificat ca să intri acolo, așa, și pentru asta ne cam haterește lumea în general, dar... Selectivitate. Exact. Îmi spusese mai înainte că ai fost coleg de trupă cu Makanake. Hai să elaborăm un pic. Da, prin perioada 2005, cred, am avut o trupă, se chema Homeless Tribe. A spus Maca de ea, da. Da, e momentul în care am luat prima dată contact cu lumea asta, din punct de vedere implicare activă. Că așa eu am făcut graffiti înainte, tot un element din hip-hop. Ok, cu dar, siguranță vorbiți despre asta, dar zic cu... Cum acum că am făcut câteva piese la momentul ăla, numai că dintr-un anumit punct de vedere a trebuit să sistăm lucrările în direcția aia, pentru așa? Că pe mine mă prinsese mai mult strada decât mă prinsese muzica. Tu erai hustler atunci, da? Da, să zicem că da. Așa? Da, e safe acum. Da, eram hustler, trebuia să muncesc ca să trăiesc și m-am concentrat mai mult pe munca asta de hustler decât da, pe munca de studio. Da, nu se întreabă ce muncă, că până la urmă cam asta e ideea. Eu l-am întrebat pe Raycon ce înseamnă you had to do what you had to do și el a zis you never ask. You never ask, nigga. Da, așa exact. E, așa e. Trebuie să faci ce trebuie să faci. Da, și după care de ce ai ieșit în combinație și te-ai axat pe solo, nu? M-am axat pe stradă. Sau ai făcut pauza de stradă? De stradă, cât da. A durat pauza de stradă? Până acum vreo 2-3 ani. Deci vreo... deci a durat ceva, vreo 8 a ani durat așa, ceva. A durat ceva până să conștientizez că singura modalitate prin care pot scăpa cu adevărat de stradă este să îmi găsesc refugiu muzică și să dau tot ce am mai bun în mine, din mine în direcția asta, a muzicii și a încercării mele de a avansa pe domeniul ăsta, care este singurul domeniu de care mă simt prins cu adevărat. Adică pe lângă meseria asta de stradaș, simt MC Reala pentru mine e un fel de meserie și nu o spun la modul comercial, ci la modul pentru... Nu știu altceva să fac mai bine decât să cânt. Omul e foarte sincer și n-ai cum să te bucuri că a luat-o pe calea asta. Eu te felicit în numele tuturor ascultătorilor. Mulțumesc frumos. Așa? Mă bucur extraordinar de mult să văd asta. Zine, cum ai asucat graf? Păi, experiența mea de grafer n-a fost una atât de îndelungată, dar în timpul ei m-am ales cu una bucată cicatrice pe obraz. Când am mers la metrouri, de fapt mai exact am mers să desenăm în tunelul metroului de la Basarab. Bănuiesc că erai cu Oge. Din păcate Oge nu era la momentul ăla acolo. Pace pentru fratele Oge cu ocazia asta. A.K.A. Erbs, probabil cel mai cunoscut grafer
din România, practic. Pe departe. A.K. viața mea, fratele meu. Exact. Așa, nu eram cu el atunci, am fost și cu el în alte momente. Am dat cu mecla de un fier care era ieșit din beton, din betonul tunelului, și mi-a rămas o cicatrice sexy pe față. Deci de voi atunci chiar v-ați dus în tunel să dați holcar și de-asta, nu? Chiar am desenat pe zidurile tunelului și era foarte vizibil din metrou. În momentul în care treceai pe la Basara pe acolo, puteai să vezi foarte lejer desenele care, pe care le-am făcut noi acolo. Foarte tare. Deci asta înseamnă să fii într-adevăr conectat la adrenalină secundă de secundă. Dependent de adrenalină chiar. Atâta vreau să mai spun, că nu vreau să mai dau idei nimănui, dar practic trebuia să sari pe șină și să deci înăuntru. Trebuia să sari pe șină, trebuia să aștept să treacă metrou, să rei pe șină și ăla e la fugă până ajungeai la locul în care se considera că ești safe. Acolo trebuia să stai un pic, să spui oameni de șase și în momentul în care auzei că vine metrou, să te ascunzi, evident, că n-aveai încotro altfel. Ca sau să te puneai pe burtă pe șină, da. S-a întâmplat și asta între Basarab și Gara de Nord. Da. Vorbesc să ai stat pe șină? Pe burtă nu chiar, dar erau niște arcade foarte strâmte și au trecut două trenuri concomitent și a trebuit să... Adică simțeam căldura captatoarelor metroului deasupra capului. Extraordinar, frate. Asta mi se pare, deci sequestrați în tren, na, cum era Money Train ăla cu Wesley Snipes și cu Woody Harrelson. Numai că ăsta nu era film. Da, nu era, era pe bun. Deci iată câte lucruri interesante putem să aflăm. Zine Ozi, acum ca să trecem un pic în partea cealaltă pe producție, pentru că ne place să angajăm absolut pe toată lumea în discuție. Ești un sample addict sau ți-o arzi pe VST-uri și pe clapă și pe cântat? Nu, no, arzi pe VST-uri și pe clapă, sunt rocker în suflet, am pornit pe instrument, pe instrument o să rămân. Okay. Iubesc sampling-ul ca o artă, îl recunosc, mai folosesc din când în când, dar nu poate fi principala mea unealtă niciodată. Nu mi se leagă muzica așa. Pentru că dacă te-ai fi născut rapper, erai fan sample. Bineînțeles. Clar. Bineînțeles. Deci nu, noi toată drama noastră din adolescență, chiar mult înainte de cât sunteți voi de vârstă acum, noi am lucrat numai cu sunetiști rocker, înțelegi? Și ăștia tot timpul ne băgau vocea în instrumental, nu se înțelegea absolut nimic. La mix. Da, da, așa făceau ei. Și ziceau, bă, așa trebuie să sune, frate, nu te metalica, cum sunt, deci ăștia n-au... Da. Înțelegi? Și acum lucrurile s-au schimbat, adică am cunoscut o grămadă de oameni care cântă la instrumente care sunt wow, gen, frate, rap-ul trebuie să sune așa, adică oamenii chiar au cunoștință, au făcut research, au văzut cum trebuie să curgă treaba. Se face totuși rap și la noi în țară de ceva timp, plus că rap-ul din afară se ascultă la greu și la noi. Da, și este un atu extraordinar să-ți placă toată muzica, înțelegi? Adică bănuiesc că tu asculti orice gen de muzică. Da, nu acum cred da. Că e setup, rap și atâta, știi? Nu, clar nu. Nici măcar eu, care eram între cei mai puriști rapper ever. Ce-o ascult de la Iron Maiden până la jazz, că n-am ce treabă. Depende de modul în care ești. Exact, evident. Exact, îmi place clar, foarte clar. Mult. Și băiatul mi l-am obișnuit tot așa. El ascultă și Prodigy și Iron Maiden, de toate. Adică ce nu... simte în momentul în care exact, vrea să asculte. Exact, exact. Mi se pare foarte mișto să ai deschiderea asta. Acum, spuneți-mi următorul vostru show sau când o să mai apăreți să vă vadă lumea și live? În momentul de față nu avem bine la definit. La BMC o să fii? Nu cred că voi cânta la ei. Deși la Gianu ai fost. Am da. Văzut pe scenă acolo, erai bahaos mare de tot. Am fost la frățiorul Gianu, îi mulțumesc cu ocazia asta pentru invitație. Cred că, din punctul meu de vedere, cel mai benefic pentru noi la momentul actual ar fi să apărăm fix la lansarea albumului nostru pentru prima dată după aparițiile precedente. Pentru că așa am avea ocazia să ne desfășurăm în toată libertatea noastră pe care ne-o dorim. Din adică să aibă lumea timp să rumege ce ați dat, gen. Da, să rumege lumea ce am dat, să facem noi un concept al show-ului total. Să ne exprimăm exact așa cum vrem să ne exprimăm și să avem parte de timpul de care avem nevoie ca să putem să facem asta. Care ar fi formula de concert cărbune? Cine ar mai fi pe scenă, afară de tine? O să fie și Ozi? Ozi da. La butoane și clape eventual. Așa? O, deci clape, ia uite cât de tare. Clape și butoane eventual. Noi am început cu Korg X3. Cine avea Korg X3 era șmecher, înțelegi? Era o orgă a rapperilor din București. Adică cel puțin din București toată lumea și-o ardea pe instrumentele făcute pe Korg. Eu pe Yamaha, dar tot pe acolo, înțeleg. Da, 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 da. Exact. Bun, deci voi doi și o să mai aveți pe cineva pe scenă? Nu știu sigur în momentul ăsta. Cred că voi avea invitații. Așa.
Și pe lângă ei, nu știu, dacă te referi la om de duble, nu sunt convins în momentul ăsta că aș vrea un om de duble, dar dacă mă voi convinge pe parcurs că este necesar, atunci voi avea cu siguranță și un om de duble. Am văzut că ți-ai dat absolut singur ambele piese, adică o zi, nu știu, cred că ai intervenit de o dată sau de două ori. Nici măcar. M-am gândit că e mai bine așa la momentul ăsta. Ești perfecționist, că... gen, nu poate nimeni să te dubleze sau să te motive? Nu, nu neapărat, doar că simt mai bine la momentul ăsta piesele. Și era și mai curat sound-ul oricum. Da, nu, o să ascultați și piesele, deci omul are efectiv, respirația este exact cum trebuie. Nu pierde, nu nimica, e ok. Plămânii-s buni. Fresh. De la aia, 8 ani. Fresh. Exact. Facem o pauză să mai ascultăm niște muzică și ne întoarcem cu o nouă fază a discuției cu Cărbunești, cu Ozi. Stați cu ochii pe ce o să mai scoată băieții, pentru că urmează material în toamnă, spun ei, de la Întuneric la Lumină se va numi, 10 track-uri, poate o să fie 14 până atunci, cine știe. Nu e exclus, tocmai nu venit zicem cu nu. O idee foarte bună. Da. Și ne întoarcem pentru noi discuții. Da, na, na, na.